Aho, aho! În țara de Vasile Sfântul mi-a luat căciula vântul și venind după căciulă să vă zic și o urătură. Bună seara, gospodari, gospodari și gospodine și voi tinere copile! Am pornit în astă seară cu puțină îndrăzneală să vă vizitez din nou, că-i sara de anul nou. Patru în mână ține sacul, doi în prag aștept colacul, iar eu șmecher nițel țin în mânul clopoțel și tot spun minciuni și glume ca să fiu plăcut la lume. La ureche zurgalei, la picioare clopoței, mâna-ți, mă! Are o fată moșuchită, cu palton și cu rochită, când e oala cu smântână, să-și iei ceas la mână, când e scroafa din coteț, ca să-și facă părul creț. Iar eu, băiat din sat, am plecat la însurat, într-un sat, într-o comună, să-mi găsesc o fată bună. Mi-am luat și eu nevastă de la mine a treia casă. Frumos nu mi mai avea, că Margheala o chema. Frumușică nu prea, vreo 80 de ani avea. De urâtă nu-i frumoasă, te sperii să o vezi în casă. De mâncare n-ai ce zice, tare-i place să mănânce. Că mănâncă frate dragă, câte o mămăligă întreagă. O făcut o mămăligă.